fără tine i-am pierdut, Dumnezeule iubit. Toți anii mele din trecut, fără tine i-am pierdut, Dumnezeule iubit. Iar acum eu mă întorc la tine, cu dorința sufletului meu, și te rog prin inimă, stăpâne, ajută-mă să slujești mereu. Iar acum eu mă întorc la tine, cu dorința sufletului meu, pe Dumnezeul nostru care trăiește în ceruri. Avem un Dumnezeu mare care ne iubește.
primește, dragii mei. Avem un Dumnezeu care și-a dat viața la Golgota. Avem un Dumnezeu care este aici în mijlocul nostru, mărit și binecuvântat să fie numele Lui. Și dacă crezi din toată inima ta că este prezent aici, cheamă-L în inima ta în locul acesta și spune-i: Doamne, Tu poți să mă vindeci. Doamne, Tu poți să-mi dai viață, Doamne. Vedem ce se întâmplă în lumea aceasta, dragii mei. Vedem că ziua Domnului, mânia Domnului este aproape. În Japonia mii de oameni sunt morți, oameni fără adăpost. În alte țări este război și Domnul este aproape la ușile noastre. Glorificat să fie numele Lui. Dacă ai posibilitatea astăzi, cum se mai spune, vino la Iisus Hristos. Recunoaște-L ca Domn și Dumnezeu și crede în viața veșnică care s-a dat în dar oamenilor. Măriți să fie numele Lui. Așa cum spune cântarea. Iar acolo, la ultima, îți înalt în marea mea, să te bucur tu de ea. Iar acum, la ultima, îți nasc în tarea mea, să te bucur tu de ea. Iar acum, eu mă întorc la tine, cu dorința sufletului meu, și te rog din inima, iar acum eu mă întorc la tine, cu dorința sufletului meu, și te rog din inima, stăpâne, ajută-mă să-ți slujești mereu. Haideți cu toții! Iar acum eu mă întorc la tine, cu dorința sufletului meu, și te rog din inimă, stăpâne, ajută-mă să slujesc mereu. Doamne, ajută-ne să te putem sluji, Doamne! Fii cu noi în seara aceasta și binecuvântează-ți oamenii care au venit aici. Lăudați și binecuvântați să fie numele Lui Dumnezeu. În veci de veci. Amin. Amin. Amin.